probabil grecești, orașul Bari, situat în partea centrală a Apuliei, în regiunea Peucezia, a fost cucerit de romani, dobândind statutul de municipiu. În anul 840, Bari a fost ocupat de sarceni, fiind recâștigat mai târziu de bizantini. Pe atunci, negustorii, îmbarcați pe corăbii, făceau comerț cu lemn de cedru, cu ișoare, ierburi aromate și vin. Dominația bizantină a luat sfârșit în anul 1071. Orașul italian de pe coasta Adriaticii este invadat de turiști dornici să regăsească ritmul unei civilizații vechi, să descopere încrengătura enigmatică a timpurilor trecute, dar și de imigranți care își caută un loc de muncă. Patronul spiritual al orașului este Sfântul Nicolae, revendicat de copii, femei nemăritate, marinari, de cămătari și afaceriști, de vânzători, de farmacii și parfumieri. Sfântului s-a consacrat în secolul al XVII-lea o catedrală care îi poartă numele. Moaștele acestuia, aduse de niște marinari din Mira Lichiei, Turcia de astăzi, au fost închise de un meșter priceput într-o oraclă de argint, iar mai târziu au fost scoase la lumină dintr-o încăpere secretă. Înrolați în trupele de imigranți din oraș, cei peste 100.000 de români aflați aici plătesc prețul pentru libertatea de a-și construi o nouă existență. Lipsa banilor schimbă radical lucrurile. Visând să aibă un alt standard de viață, un alt statut, o afacere sau o firmă, dorind să transforme eșecul în succes, România acceptă orice slujbă, în orice condiții, pe un salariu oricât de mic. Mai târziu, desigur, vor găsi altceva, vor avea o altă șansă, nu vor mai fi străinii care le stau în drum italienilor. Decât înapoi la nimic, înapoi la zero, mai bine aici. Trăind lângă portul Bari, unde cândva se îmbarcau pelerinii și cruciații pentru a pleca spre Țara Sfântă, românii strâng cureaua, își calculează fiecare bănuț, plătesc chirie, facturi, mâncare și din cele rămâne trimit bani acasă. Unii au venit singuri, lăsându-și acasă copiii și părinții bătrâni. Alții și-au adus familiile în speranța că împreună vor obține statutul de rezident cu permis condiționat. Desigur, le e dor de țară. Depărtarea erodează amintirile urâte și le risipește ca pe niște castele de nisip. România, pe care o țin minte, este recuperată de nostalgiile lor. Toți de casă, tot timpul. Tot timpul și tot timpul, probabil, toți cei care suntem în străinitate, vrem să ne întoarcem pe meleagurile natale. Și plâng și mi-e dor de munții noștri și mi-e dor de dealurile noastre și mi-e dor de București, de școala mea, la care mă gândesc de foarte multe ori. Italia este cu totul diferită de România. Suntem ca și cum am fi la două poluri opuse. Slujbele ortodoxe se țin cu regularitate în Biserica Sfântul Nicolae. Părintele Mihai Driga a solicitat primăriei din Bari aprobarea pentru a construi o biserică ortodoxă în oraș. Proiectul cuprinde pe lângă lăcașul de cult două niveluri subterane, unde se vor afla o bibliotecă și o sală de întruniri pentru comunitatea românească din Bari. Românii se întâlnesc la biserică, o oază de pace și de lumină. Prin intermediul mesajului evanghelic, ei își păstrează credința, darul lui Dumnezeu, care îi cheamă să-și trăiască viața în Hristos. Ei se roagă la icoane, rugăciunea are efect terapeutic, le aduce speranță și mângâiere, pace și liniște interioară. Preotul, păstor, cap și călăuză al credincioșilor, îi spovedește, îi împărtășește, fiind aproape de ei, de problemele lor personale și familiale. Vorbește foarte mult de credință. E un om deosebit și te face să simți cu adevărat. Acolo unde este jertfă, acolo este și preot, scria Sfântul Augustin. Preotul, om al cultului și al altarului, om al lui Dumnezeu, însuflețit de caritate și pătruns de iubire față de Hristos, predică cuvântul Mântuitorului în fața mulțimii adunate.
Slujbele ținute în limba română calmează spiritul, îl cufundă în împărăția înflorită a credinței. După ce treci granițele țării tale, intri într-o lume diversă. Să vorbești o altă limbă, găsești o cultură deosebită, diversă de cea pe care o cunoști, o viață diversă de cea pe care ai trăit-o în țară și găsești foarte multe dificultăți. Atunci, singura speranță ca să poți să străbați, să rupi lanțurile care ți se pun în față, este Dumnezeu. Iar românul nostru, creștinul nostru ortodox, este obișnuit ca pe Hristos, speranța și lumina Hristos, să o găsească în biserică. Deci, biserica este necesară pentru că biserica este locul în care omul se găsește la el acasă. Omul se hrănește cu Hristos, omul crește cu Hristos, se întărește în Hristos și poate să reziste la valurile vieții care sunt în jurul său. În fiecare an, în lunile mai și decembrie, are loc în Bari un străvechi ritual, Festa di San Nicola, sărbătoarea Sfântului Nicolae. Moaștele Sfântului sunt scoase din biserică, statuia acestuia este purtată în procesiune pe străzile din oraș. Împreună credincioșii catolici ortodoxi exaltă prin invocații, cântece și rugăciuni virtuțile Sfântului. Reputația sa de făcător de minuni l-a făcut iubit și respectat atât în răsărit cât și în apus. Numărul 3 apare de mai multe ori în legenda sa, în cazul celor trei băieți pe care i-ar fi readus la viață după ce au fost stânecați într-un butoi cu sare sau în cazul salvării celor trei bărbați condamnați pe nedrept la moarte, dar și în cazul celor trei marinari salvați în apropierea coastei turcești. Românii se bucură și ei de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Poate va face și pentru ei un miracol. Cine știe?